Bună dimineața! Bună dimineața! La mulți ani, sărbători fericite, mă bucur că ai venit! Apropo, toți microbiștii deja îți cunosc activitățile, știu că ai fost și fost portar la Zimbru, acum portar echipa națională de fotbal și actualmente portar la Clubul Sportiv din Craiova. Dumnezeule, atâtea experiențe, tu cum le caracterizezi? O experiență foarte frumoasă, e un drum lung. Muncă foarte multă și este foarte bine meritată. Și sper că aduc zâmbete și doar bucurii suporterilor care cred că fotbalul se joacă doar pentru, se face mare parte pentru suporteri. Sărbătorile de iarnă te-au readus la izvoare sau deja este o tradiție pentru tine ca să întâlnești Revelionul, să petreci Crăciunul cu cei dragi? Acum trebuia să fiu plecat, dar din păcate nu s-a primit vacanța mea din Londra, adică familiei mele. S-a anulat și totuși am reușit să vin acasă, să vin de alături cei dragi și să sărbătoresc acasă Crăciunul. Am revăzut recent niște poze pe o rețea de socializare unde te implici cu suflet și în proiectele de caritate. Am văzut că ai fost la un orfelinat din Strășeni cu soția ta, le-ai adus multe daruri copiilor. Poate că unii mai puțin cunosc că te implici cu precădere și în astfel de lucruri. Deci asta a fost deci un gând ceva de mai demult. An la rând am fost mereu cu Federația Moldovenească de Fotbal la anumite acte de caritate și anul ăsta, stând acasă, adică la Craiova, stând cu nevastă mea, ziceam ce să facem de anul nou. Dacă nu se primește să plecăm în vacanță, hai să facem ceva neobișnuit. Și primul gând să aducem un zâmbet la copii care sunt cel puțin nu prea bucuroși de a avea pe părinții alături și hai să facem un act de caritate pentru ei, să-i aducem un zâmbet și asta a venit din senin și cred că ne-a reușit nouă ideea noastră. Felicitările noastre și pentru această inițiativă. Merci. Privind viața ta. Știu că ești un bărbat fericit, împlinit, să-ți trăiască fiica, probabil că pentru ea mingea este una dintre cele mai preferate jucării. Da, și normal. Joacă și ea fotbal. Mai de și minge, cred că dacă mergem undeva și vedem dacă vede o minge, e prima ce, minge, cum zice în limba ei. Bine, la un an și jumate nu poate să pronunțe corect. Oricum, o pronunțe, dar în jumate de cuvânt, dar se înțelege că se îndreaptă spre o minge, spre... Îi place foarte mult ceea ce fac eu. Ai toată susținerea și din partea soției, Iuliana? 100%. Da. Ea e alături de tine la fiecare meci? Da, e... Chiar și dacă sunt plecări de 100-200 de kilometri de la Craiova, ea mereu vine, noi suntem cu mașina acolo și mereu vine la noi, la meci, împreună cu copilul. Vin la meci, ne susțin. Dacă e un timp mai friguros, să zic așa, întotdeauna clubul vine cu inițiativa ca să o băgăm în VIP, adică să stea la VIP împreună cu conducerea clubului și ca să fie alături de, în primul rând, de mine și de echipă. Primind ambițiile vieții tu încă din copilărie, ai crezut și ai fost sigur că anume fotbalul te va forma ca și personalitate. Dar iată că, din păcate, nu toți membrii familiei tale au susținut acest lucru. Cel mai des, tatăl tău ți-a zis că nu o să ai un viitor eficient în acest domeniu. Astăzi, ce zic cei dragi? Acum vă dați seama că, în primul rând, taică-miu e mândru de mine, dar asta este viața. Deci fiecare își alege un drum care vrea să parcurgă drumul ăsta. Și eu am mers contra cuvântului tata și am mers pe drumul care am vrut eu. Deci trăind toată viața lângă baza sportivă Zimbru, ce mi era 2 secunde, eram pe stadion. Și deci de dimineață până seara eram pe teren, eram cu mingea în mână și
nu știu, asta mi-a plăcut, asta îmi place și cred că tot ce înseamnă familia a mea și tot ce înseamnă eu, e fotbal. Dar a fost o perioadă mai dificilă în viața ta când ai zis că da, tata a avut dreptate. Da, a fost, eram la, cred că, în ultimii ani de școala de Zimbru. Și era foarte greu și trebuia să fac un pas, sau în dreapta sau în stânga, adică să mă las de fotbal sau nu. Și până la urmă totuși am decis să rămân în fotbal și să continui drumul de fotbalist. La începutul carierei ai fost și mai introvert pentru că nu-ți plăceau mediatizările, nu-ți plăcea atunci când microbișii te recunoșteau pe stradă și considerai că, uite, acest lucru un pic îți știrbește din liniștea vieții personale. Astăzi cum e? M-am obișnuit bine, e ceva frumos, dar iarăși aș vrea viața mea personală să fie doar pentru mine, pentru familia mea. Relațiile de dragoste ale fotbaliștilor sunt foarte mediatizate. Tu deja ai depășit acest subiect. Da, asta e, iarăși mă repet, că e ceva personal care nu aș vrea să fie mediatizat. Dar fiind o persoană publică, fiind în urmărire de toți microbiștii moldoveni, toți microbiștii care se uită fotbal, care le plac fotbal, vă dați seama că nu pot să mă ascund de ei. Aș vrea puțin mai retras, dar e imposibil și cred că asta este fotbal, asta este frumos. Asta este soarta ta, Nicolae. Da. Lucru este cert. La final de discuție, dacă dorești să dedici niște gânduri bune pentru toți cei care te susțin. Ce să le doresc? Un an nou fericit. Toate cele bune, în primul rând sănătate, că fără sănătate nu faci nimic. Și tot ce vă doresc să se împlinească și să fie doar gânduri bune într-un an nou fericit. Așa să fie. Îți mulțumim foarte mult. Să trăiești, multă sănătate familiei tale și te așteptăm de fiecare dată cu drag la noi aici, la Bună Dimineața. Când ajung și eu acasă, cu mare drag o să mai vin la voi.